În fruntea celorului sunt niște campioni ai tăcerii, atât domnul Iohannis, cât și domnul Blaga, domnul Predoiu sau alți lideri se remarcă prin felul lor, mă rog, greoi de exprimare și în felul lor incursiv de a exprima ideile călăuzitoare ale acestei formațiuni politice către popor. Domnul Petrache vorbește despre întărirea DNA și ANI. Nu sunt ele suficient de întărite? Domnul Petrache vorbește foarte bine, presupun că îi ține locul domnului Klaus Iohannis și din acest motiv. Aici, în cazul ACL, în fruntea ACL-ului sunt niște campioni ai tăcerii. Atât domnul Iohannis, cât și domnul Blaga, domnul Predoiu sau alți lideri se remarcă prin felul lor, mă rog, greoi de exprimare și în felul lor incursiv de a exprima ideile călăuzitoare ale acestei formațiuni politice către popor. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră. Nu, Claus Iohannis are o mai puțin vorbă, mai multe fapte. Știu, nu, eu eram foarte curios, jurnalistul din mine nu poate să renunțe la meseria sa și nu știam de ce nu a venit domnul Claus Iohannis în această seară. Spuneți dumneavoastră, domnule Petrache, de ce credeți că nu a venit? Știu că a fost invitat, cum am fost și eu invitat de domnul Sorin Avram, nu știu de ce nu a venit. Formatul emisiunii spune că poate să participe candidatul sau un om pe care... De ce nu a venit? Adică s-a temut de mine, s-a temut de domnul Sorin Avram, s-a temut de telespectatorii TVR. Vă creați un avantaj? Vreți să vă creați un avantaj? Nu, sincer, chiar vă întreb. Sunt foarte curios. Eu bag cu chestia asta. Dacă sunt suficient eu... Sigur. Asta spuneam. Vorbiți oricum mult mai bine decât domnul Klaus Iohannis. Să fiți convins că vorbește foarte bine și tot programul pe care l-a scris dumnealui. Dar citește de pe prompter dacă l-a scris dânsul. Păi nu are experiența jurnalistică dumneavoastră. Nu. Acum, sincer, să vă spun, suntem oameni de televiziune. Dacă dânsul se obișnuiește cu prompterul și altcineva scrie textul, înseamnă că altcineva va conduce și România. E scris de el, dar nu are experiența dumneavoastră de jurnalist. Da, dacă scrii un text, trebuie să-l și spui pe de rost, nu? Pornind de la premisa că l-ai scris. Domnul Klaus Iohannis, mă scuzați, domnul Klaus Iohannis și-a aprobat capacitățile în orașul Sibiu. Așa este, sunt puțini oameni care au reușit să facă ceea ce a făcut Klaus Iohannis. Dar eu sper că acolo... Și e foarte ușor să vorbesc. Sper că n-a citit de pe prompter. Credeți că dacă citea după prompter, veneau toți investitorii în Sibiu? Cei care conduceți... Sau făcea acele parcuri industriale care nu sunt nicăieri în România? Cei care ați condus în ultimii 25 ani, o conduceți așa de bine încât de multe ori se ia curentul. În România mi-au spus trăsătorii și mai devreme, pur și simplu nu vedeau trăsătorii. Vrem să revenim la justiție. Noi vrem, de pildă, să introducem o lege prin care magistrații să răspundă când greșesc și ei. Că sunt și ei oameni, mai greșesc procurorii sau judecătorii. Și ar vrea să răspundă. Răspund doctorii dacă greșesc într-o operație. Răspund profesorii dacă se întâmplă ceva cu copiii la școală. Mai puțin această categorie profesională. Pe de altă parte, vrem să introducem jurați în instanță. Vedeți dumneavoastră, România avea jurați între cele două războaie mondiale. Iar America, culmea, văzând modelul ăsta brevetat românesc, s-a inspirat de acolo și are foarte bine jurați. Multe țări vestice occidentale vor să introducă acum jurați. Cei care au venit la putere în 89, după ce l-au omorât pe Ceaușescu, au avut grijă să nu mai reintroducă acest sistem de jurați, astfel încât ei să dirigeze justiția după bunul lor plac. Ori de asta noi cerem de vreo 2 ani de zile în Parlament, sigur, fără șanse, fiindcă cei care guvernează astăzi și cei care au guvernat până mai ieri nu sunt de acord cu asta. Ei ar vrea să ajungă la putere, să pună repede mâna pe justiție și să aresteze pe cine doresc. Nu, acceptați ideea că dacă DNA-ul ar fi funcționat de la începutul, de după Revoluție, din 1990 până acum, așa cum funcționează în ultima perioadă de timp, societatea românească n-ar fi fost măcinată așa de mult de corupție cum e astăzi? Ar fi fost mult mai dezvoltată și banii care se scurg pe diverse căi ar fi fost folosite acolo unde spuneți dumneavoastră? Eu sper, domnule Petrache, și am să vă dau planul meu de salvat România în 100 de puncte, să vedeți că la unul din puncte vorbesc despre procurorul general care ar trebui să fie ales prin vot direct. Știți care e diferența? Trebuie să fiți de acord cu asta. Care e diferența? Știți că un program politic sau un program de guvernare poate să facă oricine. Mergi și angajezi 3 academicieni, 3 profesioniști și îți scriu pe hârtie un program de guvernare foarte frumos. Problema este dacă tu ca individ ai capacitatea să-l implementezi. Da, dacă tu în viața ta ai dovedit că poți să faci ceva. Așa este. Așa... Să vă fac o dezvăluire. Mulți pot să vorbească frumos, foarte frumos. Da, să vă fac o dezvăluire senzațională. Programul meu este scris de aproximativ 20 de milioane de autori. În sensul că eu m-am plimbat prin oameni, prin mulțime, prin sate, prin comune. M-am dus în atât de multe comune încât poate nici Ceaușescu n-a ajuns în unele dintre ele. Și oamenii mi-au spus ce și-ar dori ei. Care ar fi dorința lor, care ar fi speranța lor, ce ar vrea ei de la viață. Și așa am ajuns la 100 de puncte mai importante. Sigur, oamenii doresc foarte, foarte multe. Să se transpună viața, ceea ce de dorim, domnul Diaconescu.
ele este alegerea acestui procuror general și nu numai a lui, a șefului poliției, avocatului poporului. Iată un avocat al poporului care stă la îndemâna ciocoilor care conduc România și după bunul său plac face sau nu o intervenție la Curtea Constituțională. Ori oamenii vor vot, vor să aleagă pe acești cetățeni foarte importanți. Procurorul general este ales în America prin vot direct. Judecătorii, mari magistrați care conduc anumite instanțe sunt aleși acolo prin vot. În Europa nu se alege în mod direct, ci merge societatea. Merge societatea. Asta e problema. Că nu a fost condusă de unii dintre colegii dumneavoastră. Dacă l-am fi avut pe Băsescu, Doamne ferește, în fruntea Cehiei, astăzi Cehia ar fi avut 100 de euro pe lună ca și românii. Dacă am fi avut pe Victor Ponta în fruntea Poloniei, era un dezastru și în Polonia cum e astăzi în România. Și exemplele pot continua.